Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Întreabă cineva ce mănâncă de arat așa bine. Bani. Plac banii. Deci, cred că n-a fost unul în care să nu bag 100-200 de euro așa. A avut 2 sau 3 proprietari care au vândut-o din cauza că nu era stabilă. Absolut. Factura aferentă a mașinii. Dar nu se prea mai înțelege. Ai factura ei? Da. De nou, factura de nou. Da, de nou. O ține foarte mult în loc locantul. Mm-hmm. Eu cu fratele meu, nu știu când am vrea, vrem să mergem cu ea până în Germania. Stai cumva pe volan și te pune că nu trebuie să mai pe volan și tu ajungi da, la comenzile. Exact. Cât despre tine vine bordul ăsta? Neavând nici sisteme, e o mașină na, pentru bărbați, să zic. Dacă nu o stăpânești bine, ai șanse foarte mari să dai de gard. Pe la Timișoara era să o fac de vreo două ori. Pachet. Nu pachete, pachet. Am mers cu Robert într-o seară și mai Biugi Mafia să auzea mașina asta. Plus că am și casofon original, am și casetele. Du-te, mă, de Panama. Acestea sunt goale. Ce e cel mai greu de găsit la interiorul pisică? Fetele de ușe. Cum este să ai o pisică din 94 să mergi de ilic o mașină de aproape 31 de ani? Da, e o senzație plăcută oarecum. Calypso Rot, e asemănătoare, asta e o culoare de pe un Subaru. La mașinile astea eu cred că am contat mai mult starea în care, adică s-o feri și tu mai... Salutare, mafioții, și v-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece în spatele nostru avem o mașină care ne lipsește nouă din colecția noastră. Un E36, o mașină de pasionat adevărat și o să vedeți voi dacă să mâneți până la final ce înseamnă o pasiune. Pentru că în momentul în care vezi mașinile astea care sunt îngrijite așa până la cel mai mic detaliu, mai e de lucru, da, dar... Mai e de lucru, dar credeți-mă, o să vedeți. Și o să vă povească Robert. Salutare, Robert. Încântat. Cum e să fii pasionat? Dacă e greu să fii pasionat, să ai un E36 pe care îl folosești daily. Da, exact. Deci o mașină pe care Robert o folosește în fiecare zi. Voi până să ajungem la mașină, like, share, subscribe, te-aș vrea Robert să vină aproape lângă mine. Și vreau să ne spui nouă prima dată, până să ajungem la mașină, cum te găsești la tine pe Instagram și pe Facebook? Dârpeș Robert, așa și pe Insta și pe Facebook, TikTok îl folosesc. E suficient. Dacă sunteți pisicari de meserie, dacă vă plac pisicile sau aveți în plan să cumpărați o pisică, întrebați-l pe Robert. Da. Pentru că cred că le știe pe toate, care-s plusurile, care-s minusurile. Până să o văd, să o cumpăr pe asta, am văzut vreo 10 pisici. Toate cum erau? Coapte. Și nu în sensul bun al cuvântului. Coapte. Nu se ridicau pe cric, nu arătau bine, dar pe desubt erau coapte. Mașina de față este un E36 1994. Da. 1.6 benzină. Nu închideți clipul aici, pentru că 1.6 pe pisicuță nu e așa mort. Nu e așa mort pe cupeu. Mie mi se pare foarte ok, adică pentru caroseria ei e ce trebuie. Daily nu consumă nici mult, nici puțin. Tu mi-ai spus mie o teorie și are dreptate când spune Robert asta, că dacă pleci la pisică și ți-ai 2.0 sau mai sus cu swap-uri la motor, păi să dai. Efectiv o proptești de un pom de ceva. 100% mașina asta e super ușoară și cei care și-au pus 2.0, 2.5, 2.8 pe ele n-au mers cu ele la consum, adică clar. No. Astăzi vreau să vă prezint un BMW seria 4 pe care l-am găsit pe site-urile de vânzare din România, care are și kilometri dați înapoi și nenumărate accidente. Este o mașină sămstărită foarte bine ca să arate cum trebuie să fie la un preț decent și tot românul să o cumpere. Putem să observăm o modificare a kilometrajului în anul 2018 de la 178.000 de km la 124.000 de km, dar cel mai grav este în 2021, când mașina a ajuns la 229.000 de km la 122.000 de km în câteva minute. Dar nici pe partea de daune nu stă mai bine. Dar odată ce a ajuns în România, mașina a suferit niște daune destul de importante după părerea mea. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul, îți poți verifica mașina pe care vertical cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul merită la orice verificare. Vizionare plăcută. Când îți pui de la 2.0 sus de la 6 cilindri, automat nu mai ții pentru show sau pentru expo sau pentru... Nu, da. Spune când ai cumpărat mașina, te-ai dus chitit pentru pisică? Ai zis, bă, vreau o pisică. Da, de la Dan Cristian Vlogs. Da? El a vrut să iau pe a lui, na. Nu ne-am înțeles la preț, na. Plus că eu aș fi vrut ceva coupe, dar n-am fost axat chiar pe coupe. Păi, la pisică e frumos și sedanul, dar e frumos dacă nu vezi coupeul. Când ai văzut coupeul? Da, când am văzut coupeul, nu mai. A fost în mintea mea, i-a fost cheala. Uh-huh. La interior n-avea fețe de uși, n-avea... Deci, acum pe ea e decât caroseria a mai rămas. Ca și țară de proveniență mi-ai spus mie că e Italia. Da, Italia. De recomandat Italia, nu? Da, recomandat Italia, Spania. Franța, nu?
Și Franța, dar le mai găsesc lovite, că în Franța majoritatea când ne parchează, în Franța n-ai voie să tragi frâna de mână. Ca să poți să împingă. Da, se împinge, le mai lovesc. Ca să le împingă, că se lipesc foarte mult unele de altele. Bun, deci de Italia și tu așa ai gătat-o ca să nu aibă rugină și n-ai o problemă cu rugină. Nu, nu. Mașina impecabilă, pe praguri, pe tot. Praguri au fost insonorizate, fostul proprietar s-a gândit el să arate mai clean, i-a dat insonorizantul jos. Cu un spaclu și au fost refăcute de mine. Trevor, nu sunt cele mai strice, că și eu la Italia am felul ăsta, dar am zis că sunt foarte rezistente, adică rezistă la griblură, la tot, la pietre care păi sar. Da, și la orice ar sări în ea. Eu am rămas cu ea la Deva suspendat și nu a pățit nimic, efectiv. Nu ajunge la tablă. Exact. Cel mai important să nu ajungi la tablă, doar ce ai lovit și ajuns la tablă, a trecut toate staturile de protecție, da. Rugină intră acolo. Exact, exact. Cel mai bine, eu și mulți mi-au zis, a unei praguri luxuri, în X, în Y, modelele de M. Bă, de ce să dau găuri în ăștia originale de tablă? După aceea o ia rugina efectiv, cât ai dat-o cu silicon în jurul ăla, n-are rost. Ba, las-o așa. Bun, hai să luăm din față. Mașina nu a avut culoarea asta, tu ai spus că de fabrică e ce da, culoare? E Calypso Rot, e asemănătoare, asta e o culoare de pe un Subaru. Deci BMW cu culoare de Subaru. Da. Bă, nu știu cum arată pe Subaru, dar pe BMW arată bombă. Când deschid motorul se vede cu culoarea ei de fabrică. Și pe partea de faruri, 94. Fără Angel Eyes, da, nu ai vrut să-i pui? Nu. Nu cred că avem lupă? Da. Dar fără Xenon? Nu a venit cu Xenon. Pisica n-a venit cu Xenon? Nu, doar cu spălătoare fară. A, ok, nu știu treaba asta. Și văd că m-a ajuns la proiectoarele astea. Așa sunt ele galbene sau sunt, o folie? Sunt înfoliate. Arată foarte bine, dau așa un spirit da, mai un contrast, retro. Îi face un contrast la culoare. Iar când a venit avea grilele negre, mi s-a părut prea mult negru. Dar vezi ce mici erau grilele astea? Bine că la ursuri erau mai mici, la pisiuțe au început să crească. Da, astea mi se pare că sunt un model pentru motorsport. Sunt mult mai agresive, mai liniare, mai băgate, mai... Da, chiar nu zic, sunt mai agresive. Și vezi o grilă originală, nu se mișcă nimic. Da, exact. Alea aftermarket, cum am eu pe E39, după 2 ani de zile deja au început să joace. Da, pe E38 originale, din nou. Stau pe ele... Stau țiplă, adică cum le pui, așa stau. Bara de față? Aftermarket. Dar pică. De fost proprietar pusă, n-am pus nimic pe ea. Deci a fost vopsită. Cu tot cu lip? Fost proprietar, da, cu tot cu lip. Am vrut să pun XXL-ul, dar a zis prea mare. Și care e chestia? Că tu nu prea poți să pui chestii super mari cu șletele TV-ul, să ajungem în spate la el, pentru că e 1.6. Da, și, na, și dacă o folosesc și daily, na, mai sunt speed bump-uri, borduri, o mai parchez lipit ca să nu mi-o lovească cineva și na. Dar tu ai spus că o folosești daily. Cum e să ai o pisică din 94 să mergi daily cu o mașină de aproape 31 de ani? Da, e o senzație plăcută oarecum, dar pentru atenție, deci strict pentru atenție, deci întoarce atenția la orice semafor, orice, oriunde merge, e cineva care îl vezi în oglinda retrovizoare, îți dă flash, îți face semn, ok, da, te complimentează, etc. Da. Pe partea de confort, na, i-am pus climă, încă nu e funcțională, pe partea de climă, dacă aș avea o climă, la ar fi... A, tu încă n-ai climă pe ea? Da, da. Hai să vedem puțin capota la motor, să vedem cum arată în primul rând și culoarea originală și să vedem și bestia, 1.6 aici. Da, 1.6 care... E întreținut. Farmacie aici. Da, asta e culoarea de fabrică, Calypso Rot metalic. Da, e apropiată. Da, e apropiată. E puțin mai maronie. Bun, 1.6 care vă care admisie, fontă, capac, fontă, bloc, fontă, totul este... Strong. Strong, exact. Nu acum cu trasee de admisie din plastic, capacii din plastic se s-o ovalizează, cum s-a valizat mie la E39. Da, și sper de ulei. 100... 102 cai, din câte știu. Puțin pentru un BMW, ar putea spune mulți acum. Puțin, dar pentru ea chiar împing, având și blocant. Are blocant? Fabrică, da, are blocant de fabrică. Dar nu înțeleg cum s-a pus pe 1.6 blocant. Nu știu, e fiind de Italia, probabil, na, fiecare și-a ales ce opțiuni. Ea n-a avut climă pe Italia, dar a avut blocant. Dă seama, gândiți-vă cum ar fi arătat proprietarul acestei mașini. Primul proprietar. Așa văd la motor, nu e mai făcut alte chestii, văd că n-a scurgeri de ulei pe niciunde. Na, au fost schimbate toate garniturile. Deci când am luat mașina, efectiv avea scurgeri de ulei, pânză de plan, era jalnică. Da, era exact. Și văd că ai pus un filtru sport conic, tu mi-ai spus mie că ai sticat 2 de milimetri da, cu da. Filtrul ăsta. Și văd că încă l-ai acolo. Deci, na, el am pentru, când deschid capota se vede frumos și la o poză, dintr-un anumit unghi. Sare puțin în ochi. Nu trebuie să vă alocați neapărat la 2.0, 2.5, 2.8, mă rog ce sunt pe ele, pentru că au cutiile super scurte. Tu mi-ai spus mie că ai o etajare la 170 la oră, nu mai cutie. Nu, la 150-160 maxim. Nu mai cutie. Nu mai atât, având blocant. Din cauza aceea nu mai... Ai rapoartele super scurte. Da. Deci 1, 2 sunt lungi, după aceea 3, 4, 5, gata. Deci tu dai, cred că 1 blană, 2 blană, 5. Da, între a doua ia 80-90, după aceea gata. Între a treia 100 și un pic. Văd că ai niște jante, ce sunt? Rondel? Da, rondel 058. Cu configurația de seria 3?
Da, știu exact. Că, știu că și cu seria 5 mai late puțin, cât 8 jumate. 8 jumate și atât 35. Ok, probabil ai ceva distanțiere sau? Nu, nu, așa vin ele. Așa pică cu atât 35? Da, pe spate mi-a atingea înainte, am schimbat cauciucurile și că îmi freca. I-ar trebui totuși o... Bine, că n-ai ce să fac, că la BMW-ul ăsta vechi nu vreau aripă să... Nu vreau să îmblui la ele, la aripi. Da. Ce ai spus tu mie, că ai rămas cu ea suspendat într-un loc și da. Au avut băieții să bage mâna aceasta ridicele? A rămas suspendat cu fața, nu cu spatele. Ok. Și ce-au făcut? Hai să ridicăm, dar i-am zis nu, doar lăsați-vă puțin pe capot. Uh-huh. Și efectiv a plecat. Ți-a fost și eu că rămâi cu bara mână. Nu, dar aripile se găsesc foarte rar. Diferite față de cele de la sedan? Da, exact. Sunt mai lungi. Ok. O să vedem că și la interior sunt câteva chestii diferite. Tu, LTV-ul ăsta, e proaspăt vopsit. Da. Deci, mă uit la el, este absolut e ce trebuie. Chiar e ce trebuie. Nu ai pus înălțătoare? Nu, pentru a zis să fie un aspect mai OM. Da, toți au cu înălțătoare, toți. Zici că mașinuță pe baterii de jucărie, gen. Și văd că ai și stopul LED-M, asta îmi plac foarte mult. Da, sunt, de tot de fost proprietar, a fost puse noi. Deci foarte multe piese au fost puse de el noi. Vezi, chiderile încă sunt... Nu, sunt noi, adică noi. Nu sunt originale. Sunt noi luate, dar nu, na. Nu scrie firma pe ele sau ceva. Și pe partea de evacuare, stoc, dar cred că ai finală Remus, nu? Da, finală Remus, atât. E legală treaba asta? Da, păi am tiuv la finală. Da? Da. Chiar atât. M-a oprit rarul, mi-a luat certificatul pentru avionul, pe nu pentru topă. Poți să dai o chestiune cu se aude? Da. Un șasele. Și după aia intrăm puțin la interior și dăm un test drive, ia. Gat, las-o ușor. Se aude, frate, chiar se aude. N-ai spune că e 1.6. Bine, se aude că nu e 6 cilindri. Da, automat. Un cunoscător o aude imediat. Da, ăla 2.0, 2.5, 2.8 sună mai metalic. Sună mult mai... Exact. Masiv, mai... Asta e 1.6 și am zis să nu-i dau catalizatorul jos. Spune-mi despre interiorul ăsta. Interiorul cred că e al treilea, dacă nu mă știam, treia sau al patrulea interior. De ce? Pentru că nu mi-au plăcut, am avut și albul și negru de piele, negru de textil și am ales Recaro. Și tu mi-ai spus mie că interiorul de pisică coupe e greu de găsit. Da. Ce e cel mai greu de găsit la interior de pisică? Fetele de ușă. Deci fetele de ușă, nici ale mele nu sunt într-o stare bună, dar ale ei erau jalnice. Ăștia sunt într-o stare decentă, nu pot spune... Pe partea de chedere de asta, cred că... Da, o să trebuiască schimbate. Dar se găsesc ușor, sunt scumpe? Se găsesc noi și e 25 de milioane bucata. Un cheder 25 de milioane? Nu ne mai luăm, mai din spate. Da, un cheder 25 de milioane. Deci când vă uitați la pe pisică, când vă uitați la pisică, uitați-vă la chedere că s-ar putea două chedere să coste cât pisica. Ea fiind de Italia, din cauza aceea s-au și copt. Dar am văzut pe Anglia, dacă mai au băieții la dismembrat care de pe Anglia, stând, fiind și vremea care e, era mai ok. Stiplă. Da? Da. Hai să intrăm la interior, vino acolo în dreapta. Și întrebare, poți să conduci și o mașină? Da. Oh, avem ocazia să conducem pisică. Dacă rămâneți până la final, poate o vedeți și pe Madi puțin, să dea o tură și Madi. Oh, ia să vedem cum stăm aici. Poate că nu mai știu cum sunt astea la astea aici, nu? Așa mă, gata. Nu mai știu, mai trebuie scaune manuale cu astea. Da, de la... Sunt prea multe reglaje, sincer. Da, și eu le mai confund, chiar că merg de ele cu ele mai... Văd că nici n-au de semper, adică stai tu și dai ele și... Nu, așa a fost modelul cu piele, varianta aia devine mult mai multă piele. A, piele extinsă ceva. Da, piele extinsă, exact. Da, volanul de 38 ai spus tu că este, sau de seria 5 NFL. Da. Cel M, știu că mai era și ăla cu butoane aici pentru, lampela cu butoanele aici pentru răspuns, nu știu. Da, pentru telefon. Cutie manuală, știi că sunt cele la cutie automată, 1.6 cutie automată, mi se pare absolut. Da, nu, automat. Hidostră asta. Și aici, uitați-vă și voi aici, bă, cât de spre tine vine bordul ăsta. Exact. Deci simți că e mașina ta, nu simți că e a nimănui, adică ești tu, pasagerul are două guri de ventilație. Și atât? Da, atât îi trebuie lui. Airbag are? Nu. Dar cu airbag e puțin mai... A, deci de-aia e așa în spate bolul ăsta. Da, ai foarte mult loc la picioare. Mi s-a părut și picioare că m-am încoat în dreapta acolo și am văzut... Al Dan Cristian avea airbag. Da. Vine puțin mai... Așa, mai bomba, da. Exact. Și aici pe partea centrală tot ce trebuie. Adică stai cumva pe volan și pe bune că nici nu trebuie să ții mai pe volan și tu ajungi la comenzile. Exact. Mașina are airbag de fabrică la șofer, atât. Un airbag? Atât. A zis, un airbag. Atât ne trebuie, doar șoferul să supraviețuiască restul. Eu îi spunea lui Madi că pe pisică dacă spui 2.0, 2.5 sau motor mai mare, 2.8, nu, că și asta pe ud fuge. Pe ud o scapi foarte ușor. Și cu geante pe 17, deci e foarte instabilă. Bun, aici parte, hai să o să punem puțin să punem tot bordul ăsta. Mamă, dar ce mișto arată și ceasurile la Madi, filmează puțin.
La un moment dat parcă a uitat să mai facă mașini. Dar ce faci așa? De bimetru, ți-am zis. A, deci de bimetru de aia o turează singur așa? Da. A, și după aia la jurină. Până îți revine. Ai spus că castofonul ăsta e de Rover, da, original? Da, e modelul CD43, băieții știu. Okay. Doar pentru care aici sigla de la BMW e 500 ceva de euro. Și așa cât e? Pe ăsta am dat de la cineva care nu știa ce vinde, am dat pe el 1 milion. Ok. Îl am și pe cel original, dar nu prea merge la CD-ul, nu mi-l citește când și când. Ok, și văd că e partea de clima care ai spus tu că încă nu funcționează. Da, încă nu e completă. Urmează să fie făcută vara asta, sper să fie gata. Și mai jos văd că avem OBC-ul. OBC-ul e de pe un M3. Deci e de M3, nu? Da, da, M3, că consumul aferent. De M3? Da, exact, am mai avut două. Se arată și viteza digitală sau cum? Da, trebuie să... viteza, meniu secret, cei câți litri de benzină are. Băi, trebuia să faci facultate când aveai mașina asta să înveți exact toate meniurile secretele la BMW. Hai, ți arată viteza în timp real. Deci ți arată la o mașină nouă aici frumos pe ceasul digital, ți arăta și exact, BMW exact. 94, numai că era mai prospus. Da, pilotul, dacă avea pilot automat, venea în comanetă aici, pe undeva, deci era... Da. Încălzire în scaune. Da, băcare. Doar că interiorul ăsta nu mai are, din cauza că e, na, cu textil pe mijloc. Și văd că are auxiliar, 94. Da, da, auxiliarul e pus de mine pentru casă. Foarte OEM tot, adică eu credeam că e de fabrică ăla acolo pus, nu, mă gândeam e, chiar. E de pe seria 3E90. Da? Da, de la BMW au păstrat foarte multe măsurători care se nimeri de la o mașină la alta. Arată-mi și mie ce e în torpedo. În torpedo se află... Primul rând arată-mi CD-urile alea frumos. CD-uri, mai am și în spate o grămadă de CD-uri. Deci când am mers cu tine, am mers cu Robert într-o seară și mai Beauty Mafia, auzeam mașina asta. Plus că am și casofonul original, unde am și casetele. Cu Beauty Mafia? Originale. Bă, o casetă, bă, n-am mai văzut de mult o casetă, mă crezi? Pentru copiii care au intrat acum pe clip și au mai puțin de, nu știu, de 15 ani. No, aia e ștearsă, asta e cu... Ce băgai aici, mai ții minte? Creionul. Băgai creionul și derulai caseta, ca să ajungi la melodia, da, potrivită. Casetele originale, am zis, i-am pus și magazie de casete, mașina n-a avut nici cotieră, n-a avut nimic, deci era... Ia arată magazia de casete, uite mă de aici. Du-te mă de aici. Noaptea când punez pozițiile, se aprind, mi-arată, se aprinde galben, portocaliu. Bă, dă-o-n Panama. Acestea sunt goale, unde e alb, e gol, unde e roșii, în casetă. Dar vezi că la magazinele CD-urile au început să le punem pro bagaj, știi? Da. Și era mai comod aici la îndemână. Da, asta e, practic, e pe un depozit unde să ți le ții. Și am mai arătat ce mai acolo în torpedo, că la Robert aici în torpedo sunt multe chestii interesante. Ia manualul de fabrică. Deci să ai treaba asta la mașină, mi se pare plus absolut genial. Factura aferentă a mașinii, dar nu se prea mai înțelege. Ai factura ei? Da. De nou, factura de nou. Da, de nou. Înțe factura la radiator. E în lire italiene, că italienii în momentul acela aveau lire italiene. Am cu Dan Cristian Vlogs ne-au comentat niște băi și au zis că sunt lire acestea, prețul e în lire. Ok, deci 15.000 de lire. Da. Acum cine știe cât însemna o lire italiană? Da, și aici se vede scrisul, când a fost luată și anul de pe certificat, 13 mai, cred că scrie acolo. Bă. Se vede, dacă te uiți atent, scrie și modelul, seria. De BMW, 316i, se vede, mai vede puțin, într-adevăr. Da, domne. Ai tot istoricul, uite, când vrei să vezi, da, mașina asta ai și... Și plus cartea service. Inspecțiile, bă. Inspecțiile. Uite, 94 prima, după aia. Și când am luat avea 190.000, deci mașina în România a avut 2 sau 3 proprietari care au vândut-o din cauza că nu era stabilă. Deci am vorbit cu ei și din cauza a vândut-o. Că e nărăvașă, nu? Da, că scapă de sub control și na. Da, riscante pe sicuțele, adică la seria 5, la seria 7, mașinile mai mari, adică și eu am pierdut seria 7, dar totuși le găsesc mai ușor pentru că... Nu e o mașină tocmai, na, pentru un începător, pentru... Cu un airbag. Un airbag care nici nu se știe dacă mai sare după 30 de ani. Și mai văd acolo că mai e și o lanternă. Da, asta e de pe 46, a mașinii trebuie să fie albă. Foarte mișto. Am pus-o să, na, că tot am avut locul... La capotă, vor să pun eu cadrul, am văzut că ai și lanterna la capotă. Da, da, da. Foarte, foarte rară pe cupeuri. Hai să dăm un test de aerodinamică, să vedem cum merge mașina, chiar sunt curios. Mi se pare absolut genial și parcă urcându-mă în mașina asta și întâlnim-o cu Robert, mi-am, nu știu, parcă vreau și o dată o pisicuță, vreau să am și un E36 care să... O mașină, na, pentru pasionați, îți completează colecția perfect. Perfect, adevărat. Hai să dăm un test de aerodinamică, să luăm întrebările voastre. Voi trebuie să dați like, share, subscribe neapărat ca să ajungă această pisicuță la cât mai mulți oameni. Băi, frate, ne-am urcat și noi în pisicuță aici. Hai să ne punem centura. Cam greu cu aceu, dar ai spus tu că în Italia... Nu prea vin toate care le găsesc de Italia, nu prea le găsesc cu aceu. Ia să facem poziția în pisică.
Bani, descrie și tu butterfly-ul ăla de acolo, așa. Sunt manuale. Ai, bravo. Opțiune foarte rară, electrice. Dă-i și în partea cealaltă. La e partea din câte știu, sunt doar electrice. Da, doar electrice, nu mai. Ok. Hai. La pisică e cam în jur de 1000 de euro, butterfly-ul electric. Dacă ai văzut că am știut. Am văzut, pare că vrei să-ți iei o pisicuță. Bă, dar să știi că pentru tine, Mani, îți pare mașina perfectă asta. Și pentru mine mi se pare mașina. Da. Dar chiar merge super bine. Uite, acum văd și ambreajul și... Ambreajul a fost de fabrică. Când am luat-o era jalnic. Efectiv, mașina, na, ți-am zis că nu mai prea are multe piese originale. A fost schimbate de către mine. Suspensia, sport. Uite, să iei întrebările aici. Da. Până mă bucur și-o puțin de 1.6 de ăsta. Mă, ce ușoară mi se pare, adică pare că se duce... Da, dar să vezi când e ud jos. Când e ud de distracție. În curbe mici, mamă, deci imediat se... Păi și tu fii că la Timișoara și tu mai serpentine de acolo. Da, pe la Timișoara era să o fac de vreo două ori. Pachet, pachet. Nu pachete, pachet, pachet. Da. Eu prefer să mă uit la vreme și dacă plouă, nu... Îmi amân venirea. Dar s-o să mă gândesc, bine mă, că era vremea aia, știi, când BMW-urile erau numai în garduri. Erau înflicte din cauza asta, pentru că... Da, neavând nici sisteme, e o mașină, na, pentru bărbați, să zicem. Are ASC, vă, da. Nu, no, nu mai merge. Nu mai merge? Nu. No. Bun, dă-i bătaie cu întrebările acolo. De ce BMW e 3.6 și nu e 4.6? Am avut de 4.6 și, na, fiind model mai nou, nu mai prea are feeling-ul, se diminuează de la... Am impresia că cât trecem în generații mai noi, exact, ăsta exact. E un motor mai mare, mai mare, mai mare. Mai mare, mai mare, dar nu mai simți feeling-ul acela. Asta la 80 la oră simți că o conduci, efectiv simți că împinge. Mm-hmm. Dar, na. Sfaturi pentru mine. Aș vrea să iau un E36, am auzit că sunt stricăcioase. Ele sunt și stricăcioase, depinde în ce stare le găsești. Dacă o iei de la un pasionat, șanse să fie bună. Dacă o iei de la unul care o ia să o vândă, să scape de ea repede. De obicei prețul dictează, deși da, vine exact. Și omul. Și omul, efectiv, dacă îl vezi că e cunoscător, îți dai seama că a băgat banii mea, dar... La E36 motoarele mari sunt mult mai pretențioase, mult mai... Mă uit la ea cât de... Exactă e, ca mașină. Merită un E36 în 2024, eu zic că da. Stai că cutam geamurile, le cutam și în dreapta și în stânga. Da. Un E36 în 2024 întoarce mult atenție, deci, deci după 2022 a început să fie apreciată mașina asta. 2022, 2020, cam pe acolo. A început să crească valoare, efectiv înainte o găseai la ce, 500 de euro. Da. 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 Am avut probleme cu rugina. Mașina fiind de Italia, ea n-a avut deloc probleme cu rugina, efectiv deloc. Eu am reantifonat-o pe sub ea, deci mai are încă două straturi de antifon, deci pe sub ea e, pot să spun că dau cu piatra în ea și nu pățește nimic. Cineva, dacă știe istoric, are mașina, dacă am verificat-o pe... Pe care vertical, pe sau da, 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 da. La mașinile astea eu cred că am contat mai mult starea în care, adică o să oferim și tu mai... ABS, ciuciu. ABS, am zis că cu ABS-ul e... M-am... pe mine. Ce-ai făcut? M-am călcat pe mine. Mașina... De ce nu spui că n-are ABS? Păi, am zis ABS, ASC nu are. Am văzut butonul ăla de ASC acolo. Nu, are problemă, i-a schimbat senzorii. Ulala, e de capul, m-am... pe mine, jur. N-are, stai liniștit. Eu sunt antilopă prin mașină. Și tu ai fost mai gata. Da. Vai, dar dacă o calci ușor, ține. Păi am văzut că nu ține, îmi pare mai, mai tare să nu strângi după aia. Se duce lat. Mașina are, a avut problemă, nu dau seama. A mers ABS-ul, ASC-ul au mers. Am început o dată să licure, mergea, când nu mai mergea și de câteva luni nu a mai mers. A zis gata, nu mai... Dar nu are un senzor ceva, un mi s-a ars becul, a avut bec. Și s-a ars becul. Bine, ăștia sunt și alte ceasuri, ceasurile ei originale. Bă, ce mi-ai făcut, l-am slăbit în câteva secunde. L-am văzut ăsta cu pasată direct în... Da. Cu cât s-ar vinde? Mașina s-ar vinde, n-am avut oferte pe la 5.000, 4.000, 6.000, dar...
Eu zic că n-aș vinde momentan, aș ține-o. Dacă ar fi să o vând, aș vând-o doar dacă mi-aș lua o casă sau ceva, să am nevoie de bani, să fiu voi să o dau. Așa nu, mașina nu poate să vinde. Ce motor și cât de scumpă e întreținerea la 1.36? La 1.36 întreținerea mi se pare foarte ieftină. Dacă n-ai rugină. Da, da. Întreținerea la motor, mă refer, schimburile de ulei, deci un litru de ulei, motorul e 40 de lei, intră 5 litri, 2 milioane jumate, filtru 50 de lei, deci na, da. Până într-o 100 de euro revizia completă. Deci mașina nu e... Și piese încă se găsesc, deci piese pentru ea se găsesc, brațe, discuri, tot ce ai nevoie, noi se găsesc. Cum e cu rugina? Toți întreabă cum e cu rugina. Eu nu dau seama cum vii tu cu ea la Timișoara. Păi bine. Tu te obișnuiești. Te obișnuiești fără... Pe ploaie, dacă n-ai abezi, n-ai să ce... De aceea am zis că am pierdut-o, i-am spat pachet de vreo două ori. De capul meu. Deci o mașină, da, e o mașină, cum să zic. Ești doar tu cu ea. Exact. Deci dacă nu o stăpânești bine, ai șanse foarte mari să o dai de gard. La propriu și-a figurat. Spune Mari, să luăm 2.8. 2.8, când acum aveam 200 la oră. Nu, 2.8 e și rar de găsit pe cupeuri. Au și prețul efect aferent lor. Aveam băut în pericope, nu știu dacă ți-ai băut în pericope. E un youtuber care avea la un moment dat o pisică, un 2.8 benzină. Da, cred că are. Știu, era albastru, da, 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 cu scaune electrice. Da, 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 da. Păcat de pisica, nu știu, dacă ajuns la dezmembrat. De ce pe BMW și nu Audi? Păi, nu Audi. Poți să trăiești tu ce am trăit eu acum într-un Audi? Nu, niciodată. Nu poți. La funcționează tot timpul, aveți MB43, MB16 sau MB43, MB18, nu, e B16-le, 1.6-le, mama lui, prima generație cu lanț. Sunt modele după 93, 92, 91 care au pe curea motorul de pe urs. Da. Ai așa probleme cu ea? Adică ai avut alte probleme, nu știu, cu motorul ăsta? Nu. Niciodată, nu? Motorul ți-a avut cu debit metru, nu, deci nu a avut alte probleme să nu pornească. Deci mașina a fost la dev, am fost pe unde am vrut eu, am plecat. Mulți prieteni zic că păi mașina asta nu te duce să pleci undeva cu ea, dar eu zic că eu cu fratele meu, nu știu când am vrea, vreau să mergem cu ea până în Germania. Efectiv, face revizia, cheie, să vedem, duce, dar eu zic că mașina duce. Vezi cum merge, frate. Da, se întinde. Cutia, na, e schimbă bine, diferențialul e blocant, dar bine, 1.6, zice cineva dacă face un burnout. Cu jante pe 17, nicio șansă. Dar Maxim, nu știu, o simt așa puțin că parcă ar fuge de fund. Da, pentru că are pe spate. Ce are? Camber. Hai de capul meu, le are pe toate omul, da, nostru. Am făcut, am zis o fac, dacă tot o fac, să fie pentru show. Mai mult, na, eu când merg cu ea până la Timișoara, eu merg maxim 100, 120 maxim. Rest, 80, 70, cum? Nu prea omor la ea. De la Cici a venit să iei 36. De la Dan Cristian Vlog, de la el a plecat asta. Când am văzut-o pe ea lui, că a pus-o în pachet. Era și când am vrut să o cumpăr, când a vopsit-o, a zis că o mai vinde. Atunci m-am ambiționat, că când am vrut să o cumpăr eu, era evopsită. Și parcă nu m-a atrăgea așa de tare. Și când a vopsit-o, când am scos-o de la vopsit prima dată, am zis, bă, cât vrei pe ea? A, că nu o mai dau, că o țin. Și m-am enervat, am găsit-o pe asta. Asta a avut un preț, na, nici mare, nici mic, dar am negociat foarte mult. Deci foarte mult am negociat cu proprietarul. Cu fiscalul a avut probleme, deci, na, pisică, îți dai seama. Da. Îmi transpira, bă, și nu de la ce eu. Mă întreabă cineva câți bani ai băgat în el și de ce e 36. Păi, cred că am băgat în jur de 2-3 mii de euro, dar, na, eu sunt foarte chipzuit la bani, deci eu nu mă arunc la piese să fie scumpă, de aștept până găsesc să fie piesa la prețul potrivit, cum mi se pare mie. Răbdarea la mașinile vechi e cea mai importantă. Da, pentru că dacă te arunci, m-am aruncat la multe piese, am plătit exagerat de mult și după ceva timp l-am găsit la preț de nimic, chilipir. Ce motor are bestia? Are un 1.6, care o mișcă, nu pot să mint că nu o mișcă. Până la 100 km mișcă bine. Ateu nu merge. Întreabă cineva dacă merge ateu. Asta ziceam și eu, că la o mașină veche, dacă are ace, da, parcă poți să-i
Bine, și ABS. Și ABS, 6 poți să iei tăși păcatele așa că e veche, dar fără ce e greu, frate, să mergi chiar daily. Câți cai are? Are 120. 102 cai, scuze că am luat 120. Da, ați vrut, o să vorbesc, că am înțeles că e un dyno la noi în Severin. O să o pun, cred că la un moment dat, pe dyno. Deci, cu curios, câți cai mai are motorul ăsta după 30 de ani? Bă, mi se pare dacă e de așa puțin. Da, mașina împinge, nu pot să zic că nu împinge. Și sunetul motorului mie, pentru 1.4 se aude... 1.6. A, scuze, să pe gândul la altceva. Chiar se aude pentru 4 cilindri, da, întrebă, stau de super bine. Da, la 4 cilindri stătea gândul. Mm. Așa, nu stau să mă bag. Dar nu-ți merge oglinda aia, ce se duc ea? E într-o parte rău tot. Când a șters-o. Reglaj manual. Da, când a șters-o s-a... Mai sus puțin poți să dai? Mai sus, vezi, butonul. Ia să vedem. Trage. Nu știu. Și mai îndepta? Pide de el. Top speed. Top speed 150-160. Blocantul. O ține foarte mult în loc blocantul. Da. Are kilometri, dați înapoi kilometri, peste, nu-ți dați înapoi, peste. Că la pisică când schimbi ceasurile, că mie mi-au murit ceasurile. Uh-huh. Dacă schimbi ceasurile, se pun kilometri de la mașina respectivă și cred că are cu vreo 2000 și ceva de kilometri peste. Bun, m-am urcat eu la volan, să vedem dacă mi se potrivește sau nu mașinuța asta. Ia zi, acum, oglinzile pentru mine sunt... Oh, stai, aia e bună. Și aici trebuie să dau butonul așa, exact. Nu? Așa. Și mai așa. Aia mai, tu vrei să legăști oglinzile la pisică? Da, mă, da, de ce nu? Nu așa trebuie. Ia mai, Robert, acum, după ce mai e. Vai, ce ușor pleacă de pe loc, scuză-mă că te-am întrerupt. Nu e nimic, mă întreabă cineva ce mănâncă de arat așa bine. Bani. Bună asta. Bani, îi plac banii. Deci, cred că n-a fost lună în care să nu bag 100-200 de euro, așa, în nimicuri. Deci... Cât o roată la un 3 al nou? Da, am foarte multe piese, deci acasă am foarte multe piese pentru ea. Deci am foarte multe piese. La OBC-uri, cred că am vreo 3-4 OBC-uri. Zi-mă, adică cum e? Nu știu, mă văd mai mult conducând asta decât de 39, le jur. Da? Da. Mult, mult mai bine mă simt. Nu știu, parcă e făcută pentru măsura mea așa. Nu simt nici greu, nu știu, ce-i tu că o simți la un moment dat că parcă ar vrea să fugă. Mă simt cu frâna. O să vezi pe curbe. Ai, nu mă panica. Mă cineva de ce cupe și nu sedan. Cupeul e mai comun, scuze, sedanul e mai comun, cupeul e mai rărut așa. Nu știu, frate, ce fel pleacă, scuză-mă de nou că te întreb. Ce fel pleacă de pe loc, zici că e diesel. Adică... Atâta de ușor. Da. Știi că dieselul doar ridice ambreiajul, da, și pleacă ușor. Ei, la... Bă... Eu am meșe 10 automat, deci asta e manuală. Da, mi se pare că pleacă super, super rapid de pe loc. Mie tot timpul mi-a fost frică de benzină să nu moară motorul. Da, da, da. Pentru că eu oricum am învățat să conduc pe diesel și na, m-am obișnuit cu dieselul. Dar mi se pare ireală mașina asta. Sunt într-a treia, nu? Eu și dau o patra. Treabă cineva de ce nu am pus eleronul. L-am pus. Dar dacă mă întreb pe mine, pedala asta de frână e foarte... E grea, dar parcă nu ține. Bă, și eu când... Nu știu, o să mă uit la... E pompa ABS 100%. Eu frânez acum, știi? Da, dar parcă pompa nu ABS ține e dusă. Bă, intra ăla ei. Se potrivesc scaunele de M3 E92 pe aceste 36. Din câte știu, s-ar potrivi cu mici adaptări scaunele de pe... Asta ne răstoarnă pe aici. Nu zi tu că nu mi se potrivește. Nu știu, mă simt de parcă am avut la un moment dat un feeling așa de acasă. Așa o simt și eu pe asta, parcă ar fi a mea dintotdeauna. Eu cred că în altă viață am avut pisică. Nu știu cum să fie la noi, o să fie pisica cu pisici, că avem două pisici. Da, da, da. Eu am bișoni. Da? Deci stă bișonul în spate. Stă cu minte? Da. Fără cușcă, fără nimic. Nu știu, îi dau un 9,90, dar strict pentru că îi lipsește trapa, cum ei mi-ar plăcea să aibă, și îi lipsește ACU. Nu știu, nu mă încurcă ASC-ul ăsta sau ce îi lipsește ei de ASC-ul ăsta. În pisica asta poți să crești șopârle. Plafon negru, interior, exterior. Is it real?